Și dacă din nici primele noastre invitate nu reușesc să vă insufle acest sentiment, să știți că nimeni nu poate. Din familia la bloc intră în platou minunatele Dana Rogostili Nicolae și Laura Cosoi. Bine că nu v-ați îmbrăcat în dungi. E bine că nu v-ați îmbrăcat în dungi. Am vrut să facem disco. Asta e dansul pentru piesa asta? Nu, schemă pentru tine așa, watch me. Stați-o o secundă. Nu vrem să începem până nu aflăm când a fost ultimul episod difuzat de la blog în 2008. Asta discutăm în spate. Și acum se mai redifuzează. Asta ne încurcă. Vă rog frumos să luați un loc, fetelor. Cine dă mai mult? Fetele care au făcut... Haideți mai aproape așa să aveți loc. Fetele care au făcut istorie în serialul la blog, nu? Dacă zici tu, hai mă, că a fost... Păi, asta cât nu timp mai a ținut Dana? Eu am început în 2001, da. Și ele au venit puțin mai târziu ca prietenele lui Mimi din serial și aveam apartamentul nostru. Da. Și cred că asta s-a întâmplat prin 2002, dar sincer, le citind, n-am mai luat de foarte mult 10 timp. 10 ani a fost la blog? Și noi nu mai știm. Ah, da, exagerez. Au fost câte 600 de episoade? Au fost vreo 500 ceva de episoade, nu știm. Aproape 600 de episoade, erați în fiecare seară în casele oamenilor. Păi și acum suntem sfii fără grijă, adică nu-i problemă. Asta e cinema, suntem în fiecare zi. Asta e ciudat, că vin copii. Da. Vin copii în parc, copii și? Care s-au născut după ce noi am terminat serialul și îmi zic totuși, de ce nu te lasă Nelu să mergi nu știu unde? Și eu zic, și Doamne, când ce... ai născut? Bine, eu mă întâlnesc cu copii de 40 de ani, așa înțelegi, care îmi zic, mamă, ce-mi plăcea de tine, dar tu ce faci? Mă uși și acum la tine, bravo, ține tot așa. Perfect, aici vedem imagini cu voi din serialul mamă, la mamă, ce piese eram, dacă pot să mai dau vestea aia un pic la o parte. Ia uite aici, Laura, Laura Cosoi. Ce știi? Eu să vorbesc mai puțin. Dar ce sutienele alea pe care le-am luat din Titan? Bineînțeles că știu. Din Titan? Da, aveam toate trei la fel. Toate trei aveam sutiene roz. Deci ați luat trei sutiene și erau mai ieftine? Păi nu, aveam toate la fel, înțelegi? Era distribuitorul nostru de lingerie din Titan. Deci tu ai făcut treaba asta? Da, și ne și pictam și ne și înțelegi cu sutienele ca să fie ce trebuie. La început, când am dat eu probă pentru Mimi, nu, da. Ea, nu era, nu ea aveam. Ea ziare la început. Nu, efectiv ziare, asta am făcut. Unde? Asta am făcut. La probă. Deci la probă eram încă un copil și ei totuși vreau o adolescentă sexy. Știi că asta era rolul. Și au zis, băi, nici acum nu ești. Nici acum se cheme cu tine. Și mi-au zis, mi-a zis Răzvan să vezi cum mi-a zis, du-te la toaletă și... Vezi tu ce faci acolo? Pune-te puțin. Pune ce trebuie acolo. Și m-am dus și am așa cu milință, îți dai seama. Efectiv am început să bag acolo, să bag și mi-a zis mai mult, mai mult. Și după aia am venit cu varianta upgrade 3.0, înțelegi? Sutienele chinezești din nou magazinul. Ră, după care deci, s-a produs o transformare, știi? Adică... Băi, hormonii pe pereți și au rezolvat problema. Perfect. Aflăm multe din culisele serialului la bloc. La tine, Laura, la tine se vede... Hai, văzut cum mă întreabă. Nu, stai un pic. Nu spuneam că se vede. Se vede, punct. Tu ai stat 4 ani la filmări, vrea să-i calci ceva. Că tu nu mai ești Laura Cosoi de acolo. Adică? Spune. Adică mi se adică pare cea mai mare că dar să știi că nici acolo nu eram Laura Cosoi. N-am mai văzut deloc îmbrăcată așa pe Laura. Voi ați mai rămas mai... Da. Serios? Mai de ochiate, da? E mama Lurita. Nu, nu e adevărat. Mama Lurita, da. Ți se pare? Vorbesc da? Serios? Amore. Eu, în primul rând, așa nu eram oricum Laura Cosoi, pentru că eram Adina și pentru că pe stradă oricum mă îmbrăcam ca Adina, adică eram altceva. Da, erai Adina în serial, în la bloc. Și 4 ani ai fost tu. 4 ani, tocmai asta. Ați aflat când a fost ultimul episod? Pentru se că eu în 2007 am intrat în serialul Cum pas înainte și atunci s-a întrerupt colaborarea cu la blog. Da, fie care a început, și după care în se intră în alte proiecte. Mă rog, a fost veritabil. Era în primul an de facultate, nu? Chiar și al doilea an de facultate. Doilea am făcut 4 ani de facultate și ultimii doi, ca să spun așa, au fost cu navetă, Iași și București. La tine cum a fost? Eu am fost veriga... Eu am venit ca un star. Adică nu era un star. S-au rugat de mine. Eu mi-aduc aminte de la casting. S-au rugat de mine, au zis, băi, dar te rugăm, dar vină. Deci la casting era... Da, la casting a fost în felul următor. Eram cu nepoțica mea, cea mică, care, mă rog, astăzi este la facultate, ca să ne înțelegem. Și trebuia să dau probă cu Dana și îi spuneam, Dani, mai ții minte? Mai stăm mult, mă grăbesc, să mănânce. Și a făcea Dana, tu știi câte fete, deci era o coadă imensă. Acum lăsând gluma la o parte, mi-aduc aminte, Doamne, era un depozit și era o coadă imensă de nu eram de depozitele, era platoul nostru. Da, adică o bombă. Acolo îți aduc aminte că filmam în garaj. Da, da, exact, la nu era cu vântul, bomba aia, așa, acel depozit. Și tot, deci te tot duceai, tot treceai și tot nu ajungeai și la un moment dat ajung și la Dana și zic, mai e mult?
Și ea zice, dar de ce te grăbești? Și zic, da. Și zice, măi, Dana, serios, așa știa. Copilul proului. Uite câte fete acum, ai nebunit, e o șansă unică. Și am zis, bine, mai e mult, adică cu șansa asta ta. Pe scurt, am trăit cu frustrarea asta că nu trecem de platouri, știi? Adică de porțile platoului, știi? Noi eram în garajele din ce dreapta, eram la intrare și, frate, niciodată nu ajungeam să avem și noi platou dincolo de porți la Media Acolo Pro. Era poarta raiului, nu treceai. Ați avut șase... Noi făceam audiență, dar nu treceam. Era... 600 de episoade în fiecare seară și exact și un bloc audiență. Albastru. Vă știți mai, țineți minte blocul albastru? Basarab, nu? Da, filmam undeva în fața unui bloc albastru, nimeni nu locuia în blocul albastru, noi doar veneam să filmăm la poarta lui. Că așa era la vremea respectivă. Puteai să vii să filmezi acolo, stăteau alți oameni, nu știam cine stă în blocul ăla. Da, chiar, parcă n-au era și la un moment dat, din motive financiare, ne-am dat seama că nu mai putem să venim toată ziua în București, bufte, așa, și am mutat blocul undeva în Buftea, nu mai era albastru, dar cine se prindea, vorba aia, că nu conta. Nu ține corect. În perioada erau și multe televizoare alb-negru. Exact, deci nu, nimeni nu stătea în astfel de detalii, oricum. Da, cred că a fost o experiență foarte frumoasă pentru voi și mai ales că era, uite, tu aveai 16 ani, tu erai în anul 2 la facultate. Eu am intrat când eram la liceu și am dat la facultate în timp ce eram în la bloc. Erai și... deja star. Nu conta. Da. Pe ea cel puțin. Cumva, să zicem. Dar oricum, ce... erai star de la Abracadabra, adică. Ea este, măi. Aolo, acum este. Da, nu, dar zic că a fost amuzant că Mimi din la bloc, în momentul în care am dat eu la actorie, a dat și Mimi la actorie și am devenit cumva amândouă studente la actorie. Pentru nebune. Că nu se putea altfel de... scenariștii trebuiau să inventeze câte 3 povești în fiecare episod, la povestea A, B, C. Și să faci 500 de episoade, ori 3 povești, era o nebunie și atunci se foloseau inclusiv de elemente din viața noastră. Adică dacă eu dădeam la teatru, trebuia să dea și Mimi, că mai aduci costume, mai inventezi alte povești. Și la un moment dat începusem să filmăm deja episodul în care Mimi intra și ziceam, aolo, poate pic eu, știi, în realitate, și nu trece se întâmplă. Mimi. Da, exact, și trece Mimi. Și să știi că, adică, mă rog, eu n-aș vrea să strig mirajul ăsta așa, dar aș vrea să punctez, cred că a avut foarte mare legătură cu lipsa de dezvoltare personală și emoțională pe care am avut-o în perioada respectivă. Eu nu mi-aduc aminte cu bucurie de perioada aia, să știi. Înseamnă că nu te-au plătit bine, nu? Da, asta nu mai zic, dar trecem peste, că mă rog acum că mi-am căpătat skills-urile. Vreau să spun că am suferit mereu. Păi păream, normal, că sunt bipolară, adică asta se știe. Nu, nu e vorba că nu mi-a plăcut. Am suferit mereu și fetele cred că știu că mă voi cărea mereu, că nu mă întâlnesc cu prietenii mei, că nu... Bine, și după ce iese din platou tău, vă spun asta. Adică eu am suferit foarte mult că nu mi-am trăit adolescența. Trăiești așa, în spatele blocului. Înțelegi, adică nu mi-am trăit adolescența, eu am simțit nevoie, adică de prieteni, de colectivitate, de colegii de liceu, de facultate, de... Uite, mi-aduc aminte, pentru mine, pentru mine Dana a fost suport, pentru că fiind de aceeași vârstă și practic trăind aceeași perioadă și ea cu facultatea și cu liceu... Ea te înțelegea. Da, știi, și când o vedeam că practic are același trăiri, dar nu se văicărea atât de mult ca mine, dar avea experiența televiziune și, cum să spun eu... Era de fapt mai mare. Nu, era mai așezată emoțional și profesional, să zic, știi? Cumva era mai pregătită pentru lumea asta, probabil. Foarte greu. Adică eu am terminat, ultima am ieșit din serial, din la bloc, pentru că fetele deja începuseră cu alte proiecte, deci am filmat până la ultimul episod și în momentul când am terminat, jur, am plâns de fericire. De fericire. Bine, după aia am plâns de tristețe, e partea a doua, înțelegi că nu mai aveam job, asta e partea a doua, dar am plâns de fericire pentru că simțeam așa că pot să mă văd cu părinții mei, că pot să fac lucrurile pe care mi le doresc. În momentul în care l-am întâlnit pe Popescu și m-am întâlnit cu gașca lui și oamenii ăștia se întâlneau la cafea și la restaurant, mi se păreau niște lucruri așa pe care eu nu le-am trăit. Deci Tilly nu se schimbă, deci este același lucru, același discurs. Așa cum 11 ani. Mă rog, el încercava să acopere, știi, dar crede-mă că... Probabil că eram antrenată, eram foarte antrenată, într-adevăr, de când aveam Abracadabra, eram obișnuită să împart lucrurile. Aveam o camera mea în garajul ăla, totuși exista o cameră în care eu făceam temele. Și mă duceam să mă pregătesc pentru BAC, mă retrăgeam în altă încăpere. Mie îmi place că povestim lucrurile astea, pentru că oamenii care se uită la noi trebuie să înțeleagă că, de fapt, în spatele acestor seriale și nu numai, e, de fapt, foarte multă muncă. Și da, foarte... este o viață. 3 episoade pe zi, Cătălin. Adică, practic, uite, exact ce zici tu, la 16 ani, în loc să poate să te întâlnești mai des cu părinții sau cu prietenii, cu ceva... Asta sufeream. Gândește, eu nu mi-aduc aminte de perioada de liceu sau de facultate și mai o chestie... Cu toate că toată lumea care se uită, zicea, ce se distrează. Uite, eu la un moment dat am ajuns la burnout și Laura își aduce aminte, atât de mult mi-am dorit să iau carnetul ăla ca să nu mai fiu plimbată cu mașina și am avut noroc că în perioada aia eu stăteam mai aproape de Laura și la un moment dat, pentru că mi-era atât de rău, Laura venea dimineața să mă ia pe mine pentru că eu aveam mașina, adică pleca din Vitan ca să ajungă în Sălăjan, să mă preia pe mine. Era adică asta spun, mie mi se pare că ele au fost mult mai pregătite
emoțional decât am fost eu. Adică mi-a trebuit o perioadă de veneală. Și tu veneai dintr-un serial, adică tu ai fost în La Familie. Da, dar mai da, da, mic, a fost un an de zile versus 10 ani, nu pot să compar. Păi, că nu știai la început că acum ideea este că... Știi ce era frumos? Că nu știam că o să fie pentru totdeauna chestia asta. Niciodată nu știai ce se întâmplă la toamnă. Nu știai și trăiai așa din plin momentul al vieții și chiar am fost familie. Și asta spun și eu. Cum era? Toți oamenii vă știau din la bloc. Nu prea ieșeam pe stradă, că nu aveam când. Eram pe platou pe acolo. Noi chiar munceam de la 7 dimineața, ajungeam pe platou și trebuia la 8 de dam rec, 9. Da, și noi la 7 eram la machiaj. Seara la 9-10. Deci de la 7 dimineața până da, în fiecare zi, asta 9-10 era program. Imaginează, adică să pleci, cum spuneam eu, Vitan sau Sălăjan, adică să ajungi în Buftea, muream cu zile. Și făceam în aveta, de exemplu, București-Buftea pentru facultate sau pentru anumite, na, evenimente. Dacă aveai pauză. Plusurile care vi le-a adus serialul la bloc. Da, aici nu pot să fiu ipocrită și trebuie să fiu extrem de recunoscătoare. Probabil că dacă n-ar fi fost acea etapă, astăzi nu m-aș fi bucurat de ceea ce trăiesc. Adică de toate proiectele care se întâmplă cu atâta ușurință, bucurie și frumusețe și vine strict din profesionalismul și, cum să spune, disciplina pe care am căpătat-o de pe platouri și din armata și de acolo. Și deși poate nu ne doream imediat după să intrăm în alte seriale, o perioadă, știu că toate spuneam că nu mai vrem serial, pentru că eu după ce am ajuns în Cumpas înainte, apoi Moștenirea, Pariu cu viața și tot așa, deci tot timpul au fost alte seriale, proiect exact. Și după aceea am spus nu mai vrem, dar ni s-a făcut dor la un moment dat. Ideea e că niciun alt serial după aceea n-a mai fost ca la bloc, de fapt. Absolut. Dar nu, adică pur și simplu ca echipă așa. Noi, când de exemplu, când s-a născut băiețelul Marianei în serial, da, am avut cu toții senzația că se naște un membru al familiei noastre. Adică noi stăteam acolo... Acolo, la bloc, chiar erați o familie. Pe, da, pe hol, care în spital, stăteam și plângeam toate trei când l-am văzut că l-au adus, era al nostru. Era în familia noastră. Asta a fost ceva fantastic la și bloc. Și repet, da, relațiile încă sunt și păstrăm legătura și ne-ar plăcea multele, să ne mai întâlnim. Apropo de ce spune Tili, dacă ar fi să mă gândesc la lucrurile care au fost grele, mi-aduc aminte că era foarte frig de multe ori. Tot timpul. Tot timpul era frig. Era frig. Da, da, da. Somn! Pentru că aveam și cele mai mici piese vestimentare, ca să spunem așa, da, se, da, sumar. Imagine, sumar, adică, da. Laura era avea un cam maieu roșu. Tot timpul frig. Și fustă scurtă și de rebelionă. Și costum de baie. Se întâmpla tot timpul ca fetele să trebuiască să ducă coșul de gunoi în costum de baie. Și am dat, de ce în costum de baie? Mă, așa v-a nimerit. Na, așa s-a nimerit acum. Bine, acum vedem lucrurile un pic diferit, da, dar nostim. De altfel, într-adevăr, iarna noi filmam dezbrăcate mai mult și am tras niște răceli sănătoase. Uite cu americanul, nu? Da, da, Emil. Ce mai știți de americanul, de Nenu Curcă? Mai păstrați legătura, mai vorbiți? Eu mai vorbesc Dragoș cu Dragoș Moștenescu, care locuiește la Londra. Da, exact. Am avut și un proiect de teatru împreună cu Dragoș și cu Emil. Acum joc într-un spectacol alături de Tudorel Filimon, de Neapopa, la Teatrul Dramaturgilor, autorul e în sală. Și mă bucur foarte mult, acolo este tatăl meu și mă bucur foarte mult că mă văd cu el des și mi-e drag că așa suntem cumva ca pe uite vremuri. Uite și pe Alina Chivulescu. Alina Chivulescu, evident. Bela. Vorbim... Bela, asta vreau să am reușit să păstrăm legătura foarte des, apropiată, adică, că na, așa a fost viața. La mine cel puțin s-au rupt relațiile din momentul în care am avut-o pe Sofia și nu că, cum se spune, că nu vorbeam, nu se punea problema de un telefon. Au fost momente importante pe care le-am marcat, adică, de exemplu, nunți, botezuri, uite, mi-a părut rău că am fost plecată cu Sofia în vacanță la nunta Danei, dar apoi botezul l-am ratat și așa mai departe. Știi, dar, sunt oamenii pe care poți să-i sun noaptea? Și știi că-ți răspund. Mă rog, e pe chiar... silent, da. Mă rog. Pe tine nu poți să sun noaptea. Am notat. Nu, tu poți să sun, dar nu-ți răspund. Adică. Nu. Da, da, da. Ideea e că ea mă poate suna pe mine și știe chestia asta. Adică, indiferent că nu ne vedem așa constant, așa cum s-a întâmplat mie, de exemplu, cu Abracadabra. Știi ce mare lucru? Repet, eu iar mă leg de acea lipsă de dezvoltare emoțională pe care am avut-o. Să ai o vârstă atât de fragedă și să nu creezi conflicte. Adică la modul conflicte, cum să, animozități care să fie, conflicte. Nu mai, mă refer la chestii care să țină, viață, adică, da, chestii din astea. Dar vă mai certați? De la ce vă certați? Nu, la... tot timpul ne certam pe platou. Laura, da! Ba da, erau tot timpul, eu imparțială, eu imparțială. Erau contraziceri pe text sau de oboseală de multe ori, știi, de indicații și că una n-a înțeles sau că vorbeam sau că nu eram atente, da. Din astea, adică nimic. Aveam întotdeauna, în afara textului, poveștile noastre, de altfel... Sunt multe persoane care lucrează poate și acum de la sunet, care lăsau lavalierele și microfoanele să meargă și în pauze. Practic, așa se inspirau și multe subiecte din la blog sunt din viața noastră. Moștenescu stătea în cameră cu noi, în camera în care repetam. Da, camera roșie o numeam, pentru că am și draperii care le lăsau. Așa. Mă rog, intra lumina, și se făcea lumină roșie. Și la prânz aveam pauză uneori când nu intram între secvențe, da? Și puteam să mai dormim, evident, să, dacă seara mai stăteam și noi la povești târziu. Și Moștenescu se făcea că doarme, iar noi profitam de asta ca să construim povești pentru la bloc. Da, da, uite, tu la un moment dat, nu știu dacă îți mai aduce aminte, dar la un moment dat ai vrut să tai un scenariu cu foarfeca?
Da, pentru că Săvescu, Săvescu zice, da, eu nu aveam experiență, nu fusese niciodată pe un platou de filmare și Săvescu zice, măi, dar textul ăsta era auspiciul unui, ce era, pictor, nu știu ce era, cineva care făcea o inaugurare de ceva, în fine, și zice, măi, dar textul ăsta, și zice, e prea lung, zice, trebuie să-l tăiem. Și zic, da, duceți o foarfecă. Eu crezând că e vorba de hârtia de pe care citea ăla, dar de fapt omul zicea să taie textul la propriu. Pentru deci, că ea chiar n-avea astea, limbajul ăsta nu, de lucru. Cumva, și așteptam ca Dana să îmi șoptească textul, da, pentru că Tilly mă încurca. Tilly te încurca, nu? Mereu. Laura mă ruga în scenă să-i șoptesc. Nu, mă uitam la tine, mai știi? Da, era... Nu te rugam, mă uitam cu fața disperată. Eram... Dar uite, suntem... așa mi-am câștigat foarte multe plin planuri. Da, exact. Nu, dar la un moment dat aveți băieți musculoși în serial, în la blog. Am m-aș avut. Îndrăgostit pe platoule de filmare? Doar am fost nevoit, eu nici nu știam să sărut în momentul în care a trebuit să mă sărut cu Bordea pentru prima oară. Adică a fost grav. Mi-aduc aminte de Radu. Era aveam fete cu lipici. Vezi că ești un pic defazată. Vezi că fete cu lipici. Da, eu am luat-o înainte. Sunt 3.0 upgrade, înțelegi? Adică vreau să dau de înțeles că nici măcar nu știam să mă pup ca să înțelegi. Nu, Radu, soțul la un moment dat am dezvoltat, ca să se înțeleagă totuși ceva, am dezvoltat un serial paralel care se numea Fete cu lipici. Care era cu noi trei personaje de la blog, care aveam trei iubiți și aveam efectiv un paralel, un alt serial. Nu stăteam suficient în bufne, s-au gândit să suplimentăm puțin și să facem chestii la carnaval. Cu greu, cu greu. Deci a trebuit să urle la mine, Radu Dragomir, deschide gura aia și pupă-te! Acum! Înțelegi? Am o grămadă de oameni pe lângă mine cu camera, ăla, măi mică, dar ce fac eu? Și mama făcea... Da, te-a prins bine, Popescu, ce fericit a fost după ce a stat, după ce te-a cunoscut. Uitai colegul ăla care se pupă cu toată lumea pe aici, mă rog, tu cerșezi să se pupă. Și la... Dar i-am zis că eu nu pot să-l încurc pentru că nu că aș fi măritată, dar crede-mă... Mi-am adus aminte la prima mea scenă de sex din Fete cu lipici. Mi-am adus aminte la prima mea scenă de sex din Fete cu lipici cu Tapciuc. Dacă țineți minte, trebuia să fie cumva, mă rog, era o comedie, nu era așa realist și trebuia doar să se miște pătura așa în ritm de sex și, mă rog, la un moment dat noi să ne oprim și să începem textul. E bine ora? Și putem să vorbim că, na, nu intrăm în detalii. E ideea că Radu, oricum, nu mai cheamă niciodată. Radu era la video assist. Radu al ei. Radu al meu. Da, era la video assist și știa că urmează această, na. Erați împreună atunci? Abia începusem relația. Așa. Și Fete cu lipici a fost mai târziu. Da. Eram deja... Păi de asta avem serialul. Așa. Și au făcut o glumă pe platou. Era Trafalet, era operator. Și cât s-a dus el la video assist, eu am ieșit de sub pătură și a intrat Trafalet cu actorul respectiv, Tapciuc. Și el când a ajuns la video assist a văzut, nene, o mișcare acolo, mare, amplă. Băi, dar totuși... Dar cine a regizat timid, așa? Asta? Eu fiind altfel, da, am timid și așa. După care, mă rog, toată lumea a început să râdă că... A fost o super poantă pentru așa ceva. Eu mă bucur că ne-am spus oamenilor lucruri din culisele unuia dintre cele mai longevive seriale de televiziune la blog. Fetelor, chiar aveți lipici, sunteți foarte drăguțe pe cuvântul meu. Mulțumim. Vă mulțumesc că ați trecut pe la noi, vă mai așteptăm. Știi ce este uimitor? Că după atâția ani și cred că asta am spus-o în repetate rânduri fiecare dintre noi de câte ori am avut ocazia la tine când am fost invitate, că lumea în continuare ne iubește, ne caută, ne scrie, sunt generații complet diferite și pentru noi este absolut șocant ce impact a avut și ce impact are după atâția ani. Și pentru asta suntem adică... recunoscătoare că Tilly nu se duce la muncă! Nu se duce la muncă, Tilly? Vrei să ne zici ceva? Nu, Laura. Fete drăguțe, scrieți-le acum pe Instagram, nu le mai trimiteți scrisori și pe Facebook le găsiți cu siguranță. Sunt niște fete senzaționale și le mulțumesc că au venit astăzi mulțumim pe mult, la noi. Mulțumim!